Salut, camarazi! Astăzi vreau să vă vorbesc despre lucruri groaznice, jalnice care s-au petrecut și se petrec în România, că nu e sigurul caz. Vreau să vă vorbesc despre masca și măștile pe care le poartă fosta primăriță și actuala ministra a familiei, Gabriela Firea. Știți că femeia asta a fost pe vremuri știristă pe la televiziuni, deci de acolo și-a făcut carieră ca toate știristele să uită să-și agațe un bogătan sau un politician cu bani, că e aceeași principiu ca la fotomodele și manecine. Așa, la un moment dat a ajuns primarul capitalei, a divorțat și s-a măritat cu faimosul Pandele, primarul de la Voluntari, primar pe veșnicie. Deci, pentru mine e primar care vânează ciolanul. Bărbatul ei, Pandele, a fost marinar ca și Chiori, deci e aceeași gașcă de la Constanța, care sunt puși pe jaf, stăpâni la volintiri cu ciubucuri, manevre și trai neneacă, cum spunea Caragiale, știți? Eu zic că sunt ghidați de securiști sau fac parte dintr-o gașcă, adică el. Ea s-a atașat, da? Și pe ea probabil că o bagă securiștii la înaintare, așa e părerea mea, iar el face parte dintr-o gașcă de securiști sau e condus de ghidat de securiști. E de 6 mandate primar la Voluntari, deci Pandele e un geniu, e geniu Carpaților, dacă l-a ales lumea de 6 ori, adică părerea mea că l-au ales serviciile de 6 ori. Deci un geniu al corupției, nu poate să fie altfel. Și vrea să candideze din nou omul. Băi, omul nu are niciun pic de tupeu, n-are, adică de fapt are un tupeu jegos, nu are niciun pic de bun simț. Degeaba se îmbracă în costume de firme, îmbrăcămintea nu face omul, omul vezi după fapte. Iar ea se potrivește ca o mănușă, că așa cum se zice, cum e turcul și pistolul, știți? Așa, deci dacă el e o lichea și ea e tot, a devenit lichea, știți? Că nu cred că e vorba de dragoste ei, între ei e vorba de interese, de bani, mulți bani, așa. Deci v-am zis, el vrea să candideze și la pentru al 7-lea mandat, știi? Adică nu probabil și sigur că va fi ales de servicii din nou. Așa, deci eu zic că omul ăsta n-are pic de rușine, de bun simț, eu zic așa că e o bestie, știi, așa mai pe românește, are 5 băieți, întrebarea e ce fel de băieți, că părerea mea că sunt beizadele, nu, dacă după vârsta lui și a ei, ăia 5 băieți trebuie să fie în jur de 20 de ani, deci sunt beizadele. Și probabil că sunt pe drumul pe care a fost și Mario Iorgulescu și Ion Țiriac, adică droguri, băuturi, cluburi, că tăticul și mămica fură banii poporului român, jefuiesc, țepuiesc, iau ciubucuri, deci n-au cum. Băi, copiii n-au nicio grijă pentru viitor, că îi hrănește babacul și babaca. Așa. A avut o groază de dosare, dar așa ca prin minune n-a fost condamnat niciodată, nu vă dați seama. Îl apără cu siguranță securiștii și judecătorii acoperiți de prin tribunalele Bucureștiului și României. Știți că în România există judecători acoperiți care au semnături și înțelegeri cu serviciile secrete. Firea în scandalul ăsta cu azilele de bătrân s-a lepădat de orice răspundere. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Nu, domne, e un accident, e nu știu ce, ea nu știe nimic, ea îi dă cu Doamne ajută, se dă pe lângă pensionar ca să-i vrăjească pe ea îmbrăcată bine și cu un zâmbet fals așa, să-i vrăjească pe ea să o aleagă. Așa. Femeia asta din goana după bani
s-a dezumanizat. Pentru mine nu mai e o ființă umană, e fi Gabriela Firea, e tipicul politicianului român, căruia îi curge balele, care aleargă după ciolan precum câinele după os, așa, oameni care nu mai au, nici nu poți să-i numești oameni, sunt javre care nu mai au nimic ca omenesc în ei, dracu i-a apucat de nas și ține acolo strâns, știi, sau pe la gât i-a apucat dracu și ține acolo, mamonul le domină mintea, știi, sunt pe sistemul văcarilor, numai bani, bani, bani și atât, altceva nu-i mai interesează decât banii, înțelegeți? Amărâții aia dâna zile, am văzut poze cu ei, mâncau de foame nasturi. Vă dați seama, în secolul 21, oamenii în azilele din București, unde li se dădea mâncare, medicamente, le trimitea familiile bani, aveau pensii de handicap, pensii sociale, mâncau nasturi și niște biluțe, le-au înghițit de foame. Domne, păi e absolut halucinant, zic eu, halucinant așa ceva, că în România, unde se aruncă tone de mâncare, și cred că zeci de tone și sute de tone anual, oamenii ăia făceau foamea, nici nu se ducea să le ia după la gunoi, ci aruncă ăștia pizza, nu știu ce, nu domne, îi lăsau să moară ca niște câini. Vă dați seama ce bestialitate domneau în azilele alea și ce bestialitate acoperă primarul Pandele și nevasta lui Firea. Era o cruzime fără margini. De fapt, fața hidoasă a lui Firea poartă o mască, știți? Ea ne arată o mască de gagică nevinovată, femeie de treabă, nevastă cu cinci copii, nu știu ce, dar aia e masca care ne arată Gabriela Firea. Dacă îi smulgi masca de pe figură, vezi fața unui monstru, o figură hidoasă, îngrozitoare, care probabil că te bagă în sperie și faci coșmaruri. Așa. Bătrânii erau tratați ca animale în secolul 21. Vă dați seama, în România, unde se aruncă sute de tone de mâncare, oamenii ăia mâncau nasturi de foame. I-am văzut pozele groaznice, erau, nu știu, cred că aveau 30-35 de kg, arătau ca la Auschwitz, știți? Așa. Asta e imaginea răului absolut după mine. Imaginea răului, bestialității, bestialitatea care s-a importat în România din decembrie 89, am importat bestialitatea și din apus și de peste ocean. De acolo vin numai bestialități. Asta a adus comunismul și partidele politice în România. Comunismul ne-a adus ferocitatea din stepa calmucă, ne-a adus răutatea, după aia văcarii la fel, că e același sistem, comunismul, fascismul, capitalismul, nazismul sunt aceleași, sunt făcute de același indivizi care n-au nimic pentru ființa umană. Firea e creștină doar de formă, doar când zice Doamne ajută la repezeală, așa ca să dea o aparență că ea e creștină. Deci are un egoism hrăpăreț, de pasăre de pradă fără milă, știți? Deci, pe mine mă îngrozește numai când îmi dau seama ce răceală și bestialitate se ascunde în spatele măștii care se numește Gabriela Firea. Ce mai păsări de pradă, băi frate, animale de pradă, rechini, crocodil, șacal, știi? Deci animale de pradă. Nici un pic de milă, nici un pic de smerenie, de bunătate românească sau creștină nu vezi la Firea nimica. Totul e mecanic, femeia e obsedată de bani, bărbatul la fel, sunt disperați să pună milioane pe milioane. V-am zis, eu le-aș toca în fiecare zi un sac de bani și le-aș da să le înghită și ei și lui bărbatul. Așa. Deci asistăm aici la banalitatea răului, răul absolut. Sora ei și alte persoane din anturajul ei și consilieri sunt implicați în treaba asta cu azilele astea, dar ea neagă orice, minte cu nerușinare,
Urât, femeia asta nu are pic de caracter, are un tupeu de la jegos, e dominată de bani, sau e împinsă de securii și de alte interese, dar banul o conduce. Toate la voluntar, unde bărbatul ei, v-am zis, vrea și al șaselea mandat. Băi, nici ea nu se satură, nici bărbatul nu se satură, să potrivesc amândoi. Doi șacali înfometați care poți să le dai mulți de bani, ei tot mai vor și alți mulți. Deci nu, atâta josnicie și nemernicie te împietrește pur și simplu. Pe mine mă împietrește atâta nemernicie și josnicie. Ăștia sunt politicienii români, băi frate, ăștia conduc România, ăștia au adus bestialitatea, ăștia o întrețin, ăștia o propagă. Deci v-am spus treaba asta ca să vă dau de gândit. Uitați-vă în spatele măștilor. Firea poartă o mască și bărbatul ei și multă lume. Toți ăștia care văd, Doamne, ne vor binele, nu ne vor, ne vor rău. Ei poartă măști, dați măștile la o parte și vedeți figurile hidoase. Vă pup cu drag, vă aștept la comentarii. Pa, camarazi!